Bună seara tuturor, bună seara România, poate pentru ultima oară, poate că este acesta un nou început și că în felul acesta, prin decizia luată de guvernanță astăzi, România va avea o nouă șansă. Sunt aici în fața dumneavoastră, în studioul nostru, dar de fapt studioul dumneavoastră, fiindcă aici este o mare de ziariști și de cameramani, pentru a vorbi despre un moment neplăcut, un moment groaznic pentru democrația românească. Este pentru prima oară când în Uniunea Europeană se închide un post de televiziune. Mi-aș fi dorit ca niciodată să nu se întâmple așa ceva. Nu mi-aș fi dorit ca acest lucru să se întâmple nici măcar în Bulgaria sau în Ungaria, ori într-o altă țară membra Uniunii Europene, dar rămite în țara mea, în România. Vă reamintesc că în România s-a mai închis odată o televiziune. E foarte interesantă această coincidență că tot televiziunea OTV a fost aleasă și atunci pentru închidere. E foarte interesant că tot PSD-ul atunci a hotărât închiderea televiziunii și este de asemenea straniu că procedura a fost una identică, chiar și ca oră, chiar și ca toate celelalte elemente pe care am să vi le destăinui acum, nu înainte de a vă prezenta și pe colegii mei care mă însoțesc în această conferință de presă, cum nu s-a mai văzut. E vorba de colegul meu Tudor Barbu, liderul PPDD din Parlament, și e vorba de colegul Daniel Fenechiu, avocatul dintotdeauna al OTV-ului și jurist în acest moment în Parlament, un avocat care până acum cel puțin nu a pierdut niciun fel de proces și am avut o mulțime de procese cu CNA-ul în ultimii ani. Și o să ajungem și la acest capitol. Spuneam așadar că este neplăcut pentru mine ca tânăr român încă să constat că exact în țara mea se petrece cel mai mare abuz cu putință la adresa libertății de exprimare. Vă reamintesc că avem un articol în Constituție care atestă acest lucru, că românii au dreptul la liberă exprimare, un articol care a fost și el astăzi încălcat în picioare de membrii CNA. Spuneam așadar că în 12 septembrie 2002, în fruntea CNA-ului a fost numit un tânăr jurnalist pe numele său Ralu Filip. Atunci Adrian Stase, profesorul, tatăl spiritual al premierului de astăzi, a ordonat lui Ralu Filip să închidă OTV-ul și acesta a și făcut acest lucru în primele 5 minute de mandat de președinte al CNA-ului. Întâmplarea a făcut, sigur, justiția divină, că Ralu Filip să-și pierdă viața ceva vreme mai târziu. Nu vrem în niciun caz ca acest lucru să se întâmple și cu Laura Georgescu, cea care astăzi, la orele prânzului, a fost numită de Parlament ca președintă a CNA-ului, iar imediat mai târziu, când s-a întors din clădirea Parlamentului, în clădirea CNA-ului, a preluat conducerea ședinței, o ședință care a începuse banal și tern, ca de obicei, și a propus închiderea postului de televiziune OTV. O închidere care a fost votată în unanimitate și aceasta este o nouă premieră pe țară pentru CNA, fiindcă chiar și cele mai mici amenzi, chiar și cele mai mici abuzuri făcute de CNA în ultimele luni împotriva altor posturi de televiziune, nici măcar acelea nu au fost votate în unanimitate, ci permanent se opuneau ba membrii PNL, ba membrii UDMR, ba membrii PSD, ba membrii PDL. Astăzi o să constatați și dumneavoastră că toți membrii prezenți, aproximativ 10, au fost de acord cu această decizie. A fost o judecată sumară, ca și în cazul lui Nicolae Ceaușescu acum 23 de ani și o execuție perfectă, deși încalcă, o să vedeți, toate regulile jocului și toate legile în vigoare. Vă reamintesc că statul român ne-a introdus în insolvență pe noi ca OTV pe motiv că anumite facturi către statul român nu ar fi fost plătite. La vremea respectivă, adică acum aproximativ un an, am protestat la aceste întreprinderi ale statului împotriva noastră, am pierdut în instanță aceste lucruri și firma OTV a intrat în insolvență. Din acel moment, noi nu am mai putut controla firma OTV, cum nu o putem controla nici astăzi, fiindcă un administrator judiciar conduce firma OTV în locul meu. Dacă țineți minte, acel administrator judiciar, prima sa măsură a fost și scoaterea mea din grilă. Apoi, cu greu, s-a reintrodus emisiunea mea în grilă, în fine, fiindcă postul avea pierderi financiare. Apoi, acest administrator judiciar hotărăște în ce ordine se fac plățile. Banii pleacă întâi către TVA, către fisc, către Ministerul Finanțelor și abia apoi către eventuale amenzi. Toate aceste amenzi se constituie ca și creanțe și participă la masa credeală împreună cu ceilalți creditori. Regulile sunt extrem de clare.
clare și extrem de simple. De altfel, vă pot face trimitere la discursul domnului Victor Ponta de acum câteva seri, de pe o televiziune colegă cu a noastră, în care domnul Ponta spunea clar că acea televiziune care nu poate fi închisă, fiindcă nu-și plătește amenziile, bazându-se pe o insolvență. Un om care se plimbă, un șmecher, spune el, care se plimbă cu Rolls Royce-ul și care nu-și plătește amenziile către CNA și o televiziune care nu poate fi amendată din acest motiv, spunea, citez aproximativ domnul Victor Ponta, dacă nu mai aveți în arhivă acel material, sunt gata să vi-l prezint. Deci numai un orb sau un naiv nu vede substratul politic al deciziei istorice de astăzi, o decizie care aruncă din nou România la lada de gunoi a Uniunii Europene, o decizie care vine, să spunem așa, să încununeze, între ghilimele, toate nemerniciile făcute de politicienii din ultimii 23 de ani împotriva poporului român. Sigur că noi, începând de mâine, prin Tudor Barbu, vom pune pe tapet această chestiune în interiorul Parlamentului. Tot începând de mâine dimineață, prin domnul avocat Daniel Fenechiu, vom pune în discuția instanțelor această decizie. Vă reamintesc că au mai fost 3 încercări de când acești guvernanți au venit la putere de a înjumătăți licența postului de televiziune OTV și în toate cele 3 rânduri noi am câștigat în instanță. Așadar, ne așteptăm ca și această decizie pe cale de lucru judecat, să spunem așa, ca o consecință a celorlalte 3 decizii ale magistraților români și această decizie a domnului Ponta, mă rog, a domnului Băsescu să fie anulată. În opinia mea, este pentru prima oară când pactul de coabitare Traian Băsescu-Victor Ponta dă roade în teren. Vă reamintesc că atât domnul Băsescu este foarte lezat de acțiunile PPDD, fiindcă noi am repus începând de ieri pe tapet în Parlament statutul juridic al actualului președinte, cât și actualii guvernanți, actualul prim-ministru, fiindcă numai departe de astăzi, de ieri, domnul Tudor Barbu și ceilalți parlamentari noștri au vorbit despre statutul acela de lux al parlamentarilor cu care PPDD nu este de acord, acea superimunitate cu care PPDD nu este de acord, acele privilegii la hotelurile de lux cu care PPDD nu este de acord, motiv pentru care astăzi parlamentarii PPDD au și părăsit plenul ca un semn de protest. Înainte de a da cuvântul și colegilor mei și înainte de a răspunde întrebărilor dumneavoastră, vreau să vă prezint acel fragment, are doar câteva secunde, în care domnul Ponta anunța închiderea de astăzi, ca totul, repet, să fie foarte, foarte clar. Așadar, domnul Ponta repetă pas cu pas tot ceea ce a făcut Adrian Stase în 2002, numai că atunci România nu era membră a Uniunii Europene și, culmea, chiar și atunci noi ne-am câștigat dreptatea, e adevărat, un an și 7 ani mai târziu în instanțe, astfel încât în 2004 postul OTV a fost din nou, să spunem așa, și-a reluat emisia. Ne așteptăm ca și în această seară, ca și atunci Adrian Stase, domnul Ponta, să sune, să amenințe în stânga și în dreapta, ca postul de televiziune al nostru să nu mai fie preluat. Ne așteptăm la orice, fiindcă asta este, din păcate, dictatura în care trăim. Acum doar câteva secunde din acel material, ca să vedeți, ca de obicei, că nu vă mint niciodată, și apoi aș vrea să dau cuvântul să vedeți cum stau lucrurile din punct de vedere politic și juridic, să dau cuvântul și colegilor mei. Mulțumesc, domnule prim-ministru Victor Ponta, pentru cele ultime declarații, Dan Diac.